dintre cei mai aprigi jurați de la show-ul culinar Șef la cuțite, lucrează în bucătărie de la 14 ani și de curând a lansat o carte care va schimba viziunea românilor despre mâncarea tradițională. Românește, punct și de la capăt, este al doilea volum publicat de Șef Florin Dumitrescu și conține 60 de rețete culese din toată țara și adaptate vremurilor noastre. Este o carte de bucate care este dedicată oamenilor care sunt pasionați de bucătărie și care sunt pasionați de bucătăria, chiar și cei amatori, cei începători, ar putea să gătească câteva rețete din carte și după aceea să facă pasul următor, să gătească chiar mai mult. Percepția românilor despre bucătărie s-a schimbat complet odată cu apariția sa și a celorlalți doi șefi în show-urile culinare. Dacă până în 2012 românii priveau gătitul ca pe o necesitate și atât, astăzi orice gospodină ține cont de plating și folosește termeni precum dish. Show-urile culinare au ajuns cumva să deschidă porțile oamenilor către bucătărie și să o privească cu alți ochi, cu mai mult respect, cu mai multă admirație. Un lucru pe care nu mi-l asum eu în totalitate, dar am fost acolo în conjunctura asta printre primii, noi trei fiind primii. Și pentru mine e o onoare foarte mare, pentru că, sincer, dacă se nășeau copiii înainte de 2012 și ziceam că sunt bucătar, poate le era rușine să le spună la școală că tati e bucătar, înțelegi? Soția mea, care vine din zona asta de glamour cu reviste, glossy și așa, la începuturile noastre în relație, i-a spus că are o relație cu un bucătar și oamenii o priveau un pic sceptici, așa, că, hai mă, pe bune, cu un bucătar, adică nu poți mai mult. Șef Florin Dumitrescu este un familist convins și are două ajutoare de nădejde în bucătărie. Ava și Mia se bucură în permanență de preparatele tatălui lor, iar acesta este foarte atent cu alimentația celor două micuțe. Fetele mele mănâncă absolut orice, atâta timp cât am încredere în ingredientele pe care le folosim. Avem intoleranță la lactoză cam tot patru și atunci din start am eliminat multe, o varietate destul de mare de dulciuri care pot face rău unui copil de 6 ani. Fetele mele mănâncă legume cu poftă, adică cea mică, dacă o vezi la restaurant cum mănâncă broccoli, se face poftă, efectiv. Mâncăm paste, mâncăm carne, mâncăm de toate. Doar că avem grijă de proveniența lor, nu folosim foarte mult zahăr alb, folosim mai mult zahăr brun, zahăr de cocos. Și pentru că bătălia șefilor este în plină desfășurare, luni și marți, de la orele 20 la Antena 1, șef Dumitrescu ne-a dezvăluit și cine va câștiga sezonul acesta. Gina Pistor. Ea e la toate finalele, ea câștigă de fiecare dată.